Casa Județeană de Pensii Neamț mai poate pune la dispoziția pensionarilor nemțeni un număr de 112 bilete de tratament pentru ultima lună a anului 2016 în stațiunile Sovata, Herculane, Amara, Călimănești, Pucioasa, Lacu Sărat, 1 Mai, Mangalia, Slănic Moldova, Sărata Monteoru, Vatra Dornei, Techirghiol și Tușnad. Pentru ultima serie de tratament balnear a anului 2016, ce are dată de intrare în stațiune perioada 29 noiembrie 1 decembrie 2016, Casa Județeană de Pensii Neamț a distribuit prin aplicație informatică un număr de 23 de bilete celor care au solicitat plecare în stațiune în această perioadă din an, cu condiția ca stațiunile pentru care au solicitat tratament balnear să fie din cele alocate pentru repartizare. Persoanele interesate care au depus cererea de tratament balnear pentru anul în curs, dar nu fac parte din categoria celor care au primit bilete de tratament, au avut posibilitatea de a solicita unul din cele 144 de bilete de tratament rămase nealocate. Aceste bilete asigură tratament balnear în următoarele stațiuni: Sovata, Herculane, Amara, Bălțătești, Covasna, Călimănești, Pucioasa, Lacu Sărat, 1 Mai, Mangalia, Nicolina, Slănic Moldova, Sărata Monteoru, Vatra Dornei, Techirghiol și Tușnad. Din 167 de bilete câte a avut repartizate Casa Județeană de Pensii Neamț pentru ultima perioadă a anului calendaristic în curs, au rămas disponibile un număr de 112 în stațiunile amintite anterior. Acestea sunt destinate individual pensionarilor în cursul unui an calendaristic, un beneficiar neputând obține în cursul aceluiași an mai mult de un bilet de tratament, fie că este gratuit, fie că titularul lui a avut o contribuție materială în funcție de cuantumul veniturilor sale. La această dată, din cele 167 total bilete de tratament, mai sunt nevalorificate un număr de 112 bilete de tratament balnear. Reamintim că biletul de tratament balnear se acordă individual în cursul unui an calendaristic, fiind eliberat un singur bilet de tratament balnear a aceluiași beneficiar, indiferent dacă acest bilet a fost cu plata unei contribuții sau cu titlu gratuit. Până la data de 4 noiembrie 2016, pentru primele 11 serii de tratament balnear, erau repartizate un număr de 4672 de bilete de tratament, fiind înregistrate circa 8200 de cereri de acordare de bilete de tratament. Până la începutul lunii noiembrie, pentru primele 11 serii de tratament balnear, Casa Județeană de Pensii Neamț a beneficiat de 4672 de bilete de tratament, instituția primind cereri de la peste 8000 de pensionari. Pentru a obține un bilet de tratament, un pensionar trebuie să depună la sediul Casei Județene de Pensii o cerere tip, copie după actul de identitate, talonul de pensie original și copie, bilet de trimitere, formular în regim special unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societățile de turism balnear de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate aflat în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum și originalul și o copie după programul de recuperare recomandat de medic.